În episodul 6, Minutele Istoriei prezintă istoria monumentului eroilor din Zalău, ridicat de către Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război, filiala Sălaj, devenită din 1927 Societatea Cultul Eroilor și dezvelit în anul 1925 de Ziua Eroilor. Conform presei vremii, la eveniment au participat peste 5.000 de persoane. Cinstiți pe acei care pentru țara lor au căzut. Pomenirea lor este o fală pentru veacurile ce vor veni. Spunea Regina Maria, cea care a fost supranumită mama tuturor răniților din primul război mondial. Dragi sălăjeni, ne găsim în cimitirul eroilor din Zalău, în fața unui monument mai puțin cunoscut, ridicat în anul 1925, și este de înțeles acest lucru pentru că după cel de-al doilea război mondial, cum știm cu toții, am intrat în sfera de influență și sub ocupația practic sovietică și era interzis atunci să amintim despre eroii noștri care au români care au eliberat Basarabia, care au luptat la Stalingrad și au căzut la Stalingrad. Doamne ferește să fi vorbit cineva despre cei care se aflau în închisorile comuniste și au sfârșit în gulagul comunist. Așadar și acest monument a fost trecut din păcate la index, dar să vedem pe scurt care a fost istoria lui. La sfârșitul primului război mondial, în anul 1919, a luat ființă Societatea Mormintele Eroilor Căzuți, devenită apoi în 1927 Societatea Cultul Eroilor. Ea a fost patronată de la bun început de către Patriarhul Miron Crista și Regina Maria. Au luat ființă filiale în toate județele țării și la noi în Sălaj. Primul președinte a fost prefectul de atunci al județului, Iulian Andrei Domșa, a fost comandant al gărzilor naționale din Sălaj care au participat la adunarea națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. La inițiativa lui și a primarului orașului de atunci, Nicodim Cristea, s-a ridicat acest monument în 1924 și a fost dezvelit în 1925 cu ocazia zilei înălțării și a sărbătorii înălțării și zilei eroilor. Atunci a picat în ziua de 28 mai, a fost, se spune în presa vremii, o adevărată sărbătoare pentru Zalău, pentru Sălaj. Au participat peste 5.000 de persoane aici la dezvelirea monumentului. La ora 10:30, în piața mare din oraș, erau prezenți deja armata, școlile, instituțiile publice. Festivitățile au început cu intonarea imnului regal de către orchestra militară și păstrarea, cum se spune astăzi, a unui moment de reculegere, dar atunci se spune în presă, s-au păstrat 10 minute de tăcere totală. Convoiul, în frunte cu preoții diferitelor confesiuni, s-au deplasat și au ajuns aici la cimitir. Parastasul a fost oficiat de către reprezentanții cultelor ortodox și greco-catolic, după care prefectul Ioan Domșa a predat acest monument primarului orașului Nicodim Cristea, au luat cuvântul. După ei, în numele bisericii, a vorbit părintele protopop Traian Trufașu. Un moment foarte emoționant, un orfan de război care a rostit o poezie și a stors, se spune, lacrimile tuturor celor prezenți. A recitat o poezie. În numele armate a vorbit locotenentul Todan și, de asemenea, în numele Astrei și al școlilor, a vorbit inspectorul școlar Leontin Turcu și el a fost combatant în prima mare conflagrație mondială, iar evenimentul s-a încheiat cu defilarea
trupelor în Zalău și retragere cu torțe. Ceea ce privește monumentul, el este, a fost construit din plăci mari de granit, are aproximativ 4 metri înălțime și în vârf este postat vulturul roman, care reprezintă simbolic aspirația spre zbor, spre idealuri. Și la vremea respectivă vedem că acum lipsește, în cioc avea crucea și în ghiare avea o spadă. Cele două puteri, să spunem, simbolice pe care s-a rezimat neamul românesc de-a lungul timpului, credința în Dumnezeu și tăria în brațe. Mai jos este inscripția Pro Patria și un epitaf foarte frumos din poetul Mircea Rădulescu, care spune în felul următor: și astăzi cu simțirea pe veci însângerată, spre voi, spre cei mai falnici, mai bravi și mai iubiți, ne înălțăm mândria și lacrima curată, spre voi, cei ce a scăzut și totuși știu bine că trăiți. La fel ca înaintașii noștri, avem datoria morală de a cinsti, de le cinsti memoria și a ne ruga pentru toți luptătorii și ostașii din toate timpurile și din toate locurile, și să spunem, un creștinesc Dumnezeu să ierte și să odihnească în pace.